găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live, așa cum probabil cunoașteți, dacă faceți liniște, se aud cum sărbătorile vin și bat la ușă, când, bineînțeles, vom mânca, unii dintre noi, bineînțeles, mai mult. Trebuie să avem grijă, la modul cel mai sincer, ce mâncăm, ce înseamnă nutriție, ce înseamnă efort fizic, ce înseamnă să încercăm să dăm burta jos. Nu e cazul meu, zic așa, în general. De asemenea, pandemia aceasta ne-a ținut în casă, ne-a gonit din jurul sărilor de sport și lucrul acesta s-a văzut. Discutăm astăzi cu un antrenor, cu un om care știe cu ce se mănâncă, nu e bun asta cu ce se mănâncă, nu? Care știe ce înseamnă astfel de lucruri. Un om care, în afară de antrenor, de a fi antrenor personal și așa mai departe, nutriționist, a fondat și o asociație, pentru că o să vedem, nu e chiar așa de ușor să slăbești sau să mănânci și apoi să te apuci de sport. Despre toate acestea, dar și despre multe altele, discutăm astăzi cu Iulian Dinu. Bună dimineața! Bună dimineața! Te-am văzut în primul și în primul rând, te-am văzut la maraton, la ultimul maraton. Te-ai băgat acolo? Da, te-am văzut cu... în vizită. În vizită. Dar aveai o medalie. Păi, în urma participării primește o medalie, deci dacă nu? Mergi acolo... Da, te-am văzut cu o doamnă, domnișoară, tovarășa de luptă și de viață, da, cum da. Se zice, nu? Da, m-ați văzut care... acolo cu... Te-am văzut, m-ați, mă... Așa, prietena mea, Denisa Știrbulescu, este campion național la atletism. Da, și cum vă asociați voi între Îi place foarte mult partea asta de pregătire fizică și în sala de fitness, dar și în activitatea de afară. Și la acest maraton a luat locul 2. La proba de 5 km. Ce înseamnă maraton? 5 km? La proba de 5 km în cadrul Raiffeisen. Păi asta ne băgam și noi. Da, dar acum câteva săptămâni în cadrul MEI a câștigat locul 1 la 2 probe de viteză. Am înțeles. De-a lungul timpului, de 10 ani de experiență, are multe titluri. Și am zis să merg și eu acolo să o susțin. Am înțeles. Că m-am speriat, am crezut că te-ai băgat. Nu, eu eram băiatul cu florile, o să-ți arăt niște poze, că mi-au și făcut băieții de la Raiffeisen niște, am înțeles, niște poze. Eram cu un buchet de flori la premiere. Bun, și asta ai fost acolo, spune desigur. Iulian, la tine cum a început nebunia? Adică de mic te-am văzut în niște poze mai tinerel, că n-ai fost tot timpul... A existat și altceva sau în afară de fitness? Ai fost pe fotbal? Eu ca și specialitate sunt la bază kinetoterapeut, cu facultate făcută, terminată, așa. Mai departe am mers pe partea de nutriție, sport și mai nou psihologie sportivă, chiar făcând și un master pe zona asta. Foarte rău de tot, deci s-a ajuns și la psihologie sportivă? Da, din ce în ce mai mult orice sportiv, că vorbim de performanță sau de masă, sportul de masă, cei care practică sportul în mod regulat, au nevoie și de partea aceasta de pregătire psihologică. Aici că vorbim despre cum să te motivezi să-ți continui antrenamentele atunci când e greu sau când ai diversi factori, sau pur și simplu cum să îți găsești anumite, nu știu, bariere pe care să vrei să ți le depășești atunci când îți este greu. Dar tu când erai mic ce voiai să te faci? Că bănuiesc că nu vrei să te faci kineto. Nu, vreau să mă fac polițist. Polițist. Era mic. Chiar am încercat la un moment dat să dau în cadrul unei structuri și am observat că nu era de mine. De ce? Tocmai perspectiva în care erau foarte multe reguli, restricții și eu eram de felul meu mai sportiv și îmi plăcea să le fac așa după cap. Ai făcut sport în tinerețe? Adică da, am cochetat cu sportul, dar nu la nivel de performanță. Am înțeles. Deci dacă îți dăm o minge, nu te mușcă de nas, cum se zice? Sau... Nu, lovesc. La o poartă ajunge. O dai cu latul așa, da. până. Pe vremea aia erau nebunile astea cu sările de sport? Adică când te-ai apucat tu... Eu când m-am apucat acum 13 ani de zile și eram în clasa 12, țin minte. Și eu mergeam la sală cu niște prieteni. Iartă-mă, până atunci nimic? Adică sală și astea? Până la în clasa 12, da. Am început în clasa 11, nici nu prea puteai, că nu era recomandat pentru sănătate și mai departe. Dar mai jucam, îmi plăcea să joc, eram în echipa liceului de basket, mai jucam fotbal cu băieții, un handbal, adică eram pe multisport. Îmi plăcea să joc. Am înțeles. Te-ai dus la sală prima dată la... M-am dus la sală. Noi aici am pierdut startul ăsta. Da. Aici, de aici. Mai bine mai târziu decât niciodată. În clasa 12. Da. Cu băieții. Cu băieții. Da. Și de acolo au început niște recomandări, se auceau unii pe alții că aveam răbdare cu ei. Să le arăt exerciții, să le explic cum se face un alt. Și de acolo am decis, hai să mă duc să fac niște cursuri în zona aceasta. Atunci nu erau cursuri cum se fac acum în fiecare oraș din țară și așa mai departe. Atunci am plecat din București tocmai la Iași, cantonament de o săptămână.
Ca să faci cursuri. Da, să fac un curs dedicat, un curs de instructor de aerobic, care practic aerobic fitness, care era dedicat. Știu ce să alegi. Am predat și aerobic 7 ani de zile. Acolo e mai frumos cu fetele, cu astea, da. Și ne-ai dat poze numai cu, da, nu mai ai poze de atunci. Păi de 7 ani da. Mai caut, trebuie am să caut înțeles. Bun, deci aerobic fitness. Da, am fost început o săptămână să se ceară. Să se ceară, atunci erau practic fitness-ul era considerat o fiță. Da. Te duceai la sală, aveai antrenor personal, deja era ceva super wow. Acum, de fapt, devine o necesitate. De ce? Tocmai în perspectiva în care tu, ca și viitor client al unui săl de fitness, poate ai anumite probleme sau anumite grupe musculare pe care vrei să le îmbunătățești sau să lucrezi pe ansamblu, dar ai nevoie și de un pic de motivație, de sfaturi, de recomandări și, în primul rând, să nu te accidentezi. Și atunci cineva, într-un cuvânt, te supervizează. Bun. Dă-te un pic deoparte că ești antrenor de fitness și personal trainer și spune-ne așa, chestiile astea care circulă pe YouTube, pe internet, nu știu, merg să le faci acasă, vine, dar nu sunt ironic, vine un guru al fitness-ului din America și spune, domnule, uite tu tare, așa, și te întinzi pe jos să-ți cumperi o din aia. Atâta timp cât tu practic ai ambiție și adică merg ții, și treburile astea sau trebuie să de ele, au rezultat. Deci orice activitate sportivă făcută trebuie să aibă prima dată să faci o încălzire, să nu te accidentezi și după aceea să faci exerciții. Deci poți să faci și ce ți vezi tu pe CD-ul acela sau pe internet. Da. Important este tu practic să știi cum să adaptezi sau să cauți acele programe care să fie adaptate pentru nivelul tău de fitness sau de nivelul tău de antrenament. Că dacă tu faci un program pe prea în forță, a doua zi ori nu te mai miști că ai febră musculară, corect, ori poți să faci, Doamne ferește, o accidentare, o întindere și atunci 3-4 luni să stai pe bar. Bun. Te-ai întors de acolo, de la Iași? Da. Și ai început direct, ai deschis direct sală? Sau... Nu. Am terminat liceul, după ce... A, te-ai dus în timpul 12, liceului? Eram în clasa 12. Da. Stai, că aici am mai pierdut. Mai interesant. Exact, da. Între a 12 să faci un curs de antrenor personal? Deci eu practic în clasa 12 aveam liceul dimineața și după amiază mă duceam la sală. Mi-am luat o scutire, m-am dus la o săptămână, am plecat de la liceu, m-am dus să fac acest curs și am început după aia să și antrenez în clasa 12. Deci eu lucram din clasa 12 dimineața. Foarte tare. Liceu, mici meditații și după aceea seara mă duceam la sală. Și de acolo a venit și pasiunea și m-am îndreptat din zona de poliție. Am zis, hai că mă duc în zona de facultate de sport. Am cochetat medicină sau sport și am zis, aleg sport. Facultate de chimioterapie, am făcut acolo 3 ani de facultate, prin care am învățat cum, în primul rând, să avem grijă de corpul uman și dacă are sau apar niște deficiențe, cum să putem să le îndreptăm. Bun, cum era atunci nivelul cu sălile? Erau adică, foarte puține, adică da? Erau, cred că, nu știu, 80% din săli mai puține, în București vorbim. Deci erau 10 săli mari, da, exact, și rate cum ziceai în tu când auzeai să duce la sală. Da, bine, da. Erai ai altfel. Dacă aveai și antrenor personal, nu mai vorbea nimeni cu tine. Da, deja te vedeau așa ca... Antrenor păi, dacă e să ne uităm acum în spate, acum 10-12 ani, cine mergeau la sală, mergeau persoane publice, vedete, oameni cu foarte mulți bani, care își doreau pur și simplu să aibă un rezultat și să fie... Corect. Acolo. Și venea la tine, vrei un antrenor? Nu, mulțumesc, lăsați că mă descurc, neștiind că tu nu te descurcai, că nu erai pregătit. Alergai pe o bandă, alergai ca hamsterul o oră. De asta trebuie și practic să te promovezi cu sala de fitness, da? Corect. Să ai antrenor, să ai o imagine, să te cunoască lumea, să apară informații despre tine pe internet și de acolo ei să-și dea seama dacă au nevoie sau nu de serviciile tale. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!